Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. COVID-19 a mai ucis 3 persoane, este vorba de o femeie și 2 bărbați cu vârste cuprinse între 70 și 74 de ani. În același timp, pentru a salva viețile oamenilor, circa 400 de studenți ai Universității de Medicină sunt antrenați în lupta cu virusul periculos. 3 persoane au mai pierdut lupta cu virusul COVID-19, astfel bilanțul deceselor a ajuns la 658 de cazuri. Totodată, 346 de pacienți sunt în stare gravă, iar 27 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Până la ora actuală, pe teritoriul țării au fost confirmate 19.708 cazuri de infecție cu noul coronavirus, dintre care 1.328 în regiunea transnistreană. În total, 13.298 de persoane au fost tratate de COVID-19. Pentru salvarea celor diagnosticați cu virusul COVID-19, voluntari din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu luptă alături de medici și asistenți medicali. Unii dintre ei activează la centrul COVID-19 de la Moldexpo, alții la Spitalul Clinic de Urgență sau în alte unități medicale din Chișinău. Potrivit șefei Departamentului Comunicare și Relații Publice a USMF, circa 400 de studenți moldoveni din totalul celor aproape 3500 sunt antrenați ca asistenți medicali în cadrul instituțiilor medicale din capitală. Una caldă, alta rece. De astăzi, Rusia va anula izolarea obligatorie de 2 săptămâni pentru cei care sosesc în țară, iar, pe de altă parte, Italia a prelungit până la sfârșitul lunii măsurile de interdicție la intrarea în țară pentru cetățenii mai multor state, printre care și ai Republicii Moldova. Între timp, guvernul de la București ar putea decide azi prelungirea stării de alertă și închiderea teraselor și a cluburilor de noapte în aer liber. Înainte de a ajunge în Rusia, potrivit oficialilor de la Rospotrebnadzor, cetățenii străini au nevoie de un document în rusă sau engleză care să confirme rezultatul negativ al testului de coronavirus efectuat cu cel puțin 3 zile înainte de a intra pe teritoriul Federației. Cei care nu vor avea un astfel de test vor avea la dispoziție 3 zile pentru a-l efectua. Pe de altă parte, în Italia a intrat în vigoare un nou decret cu măsuri anticoronavirus care prelungește majoritatea regulilor de protecție cel puțin până în 31 iulie. Până atunci rămân în vigoare și reglementările prin care se interzice intrarea în țară a persoanelor care în ultimele 14 zile s-au aflat sau au tranzitat mai multe state, inclusiv Republica Moldova. Rămân suspendate și zborurile directe și indirecte către și dinspre țările indicate, dar și transportul terestru. Iar Marea Britanie ar putea recomanda în curând acoperirea feței în toate locurile publice, inclusiv birouri și alte locuri de muncă, a relatat marți de Telegraph, la o zi după ce guvernul a anunțat că măștile vor fi obligatorii în magazine din 24 iulie. Boris Johnson a declarat săptămâna trecută că reguli mai stricte privind portarea măștilor ar putea fi necesare, în timp ce Partidul Laborist de Opoziție a criticat guvernul pentru că nu a acționat mai devreme în Anglia. Alarmat de creșterea numărului de infectări, guvernul de la București se pregătește să prelungească starea de alertă cu încă o lună. Mai mult vor fi luate în discuție noi restricții pentru zonele cu risc. De altfel, șeful executivului se gândește la noi măsuri restrictive, de exemplu, cluburile în aer liber, dar și terasele să fie închise după ora 22. Viktor Orban declară că aceste localuri ar putea fi închise dacă nu se respectă regulile de protecție sanitară și a cerut totodată controale și în alte locuri aglomerate, precum piețele, supermarketurile și parcurile. Peste ocean, California impune iar restricții severe din cauza exploziei cazurilor de coronavirus, iar în Texas, primarul din Houston a propus 2 săptămâni de izolare, exact ca în lunile de primăvară. Un expert în boli infecțioase a calificat orașul Miami din Florida noul epicentru al pandemiei de coronavirus la nivel mondial, după ce în localitate au fost confirmate până acum peste 64.000 de infecții. Lilian Abbo a comparat orașul american cu provincia Wuhan din China, locul în care își are originea noul coronavirus.
Moldovenii stabiliți peste hotare care beneficiază de pensii pentru limita de vârstă pot solicita reexaminarea pensiei. Despre asta anunță Casa Națională de Asigurări Sociale printr-un comunicat de presă. Singura condiție este să existe acorduri internaționale de securitate socială încheiate între Moldova și țara în care aceștia domiciliază. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, se pot adresa pentru reexaminarea pensiei persoanele care și-au stabilit pensia pentru limite de vârstă după 1 ianuarie 1999 și au activat după stabilirea acestei prestații sociale numai puțin de 10 ani. Cererile pot fi depuse personal la birourile CNAS din data de 1 iulie, iar solicitanții trebuie să mai prezinte copia unui act de identitate și a carnetului de muncă. Instituția mai precizează că noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea. Casa Națională de Asigurări Sociale aplică 13 acorduri internaționale în domeniul securității sociale semnate cu Bulgaria, România, Portugalia, Cehia, Austria, Polonia, Estonia, Marele Ducat de Luxemburg, Belgia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia, în baza cărora s-au stabilit peste 900 de pensii. Încă o semnătură a fost pusă pe proiectul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu propus de partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Este vorba de deputatul PUN, Octavian Țicu, care nu doar optează pentru numirea unui nou executiv pro-european, dar l-a criticat pe liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, că nu a luat până acum decizia de a semna documentul. Totodată și grupul parlamentar Pro-Moldova a confirmat că va semna moțiunea una în pofida presiunilor din partea celor de la guvernare. Astăzi am venit în fața dumneavoastră. Liderul Partidului Unității Naționale, deputatul Octavian Țicu, și-a pus semnătura pe moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu marți seara. Parlamentarul a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook, unde i-a criticat pe deputații PAS pentru că nu s-au alăturat colegilor din blocul acum și tergiversează decizia de a semna proiectul. Am declarat și anterior că doar instalarea unui guvern pro-european asumat de blocul acum la care ne vom alătura poate scoate țara din pandemie, criză economică majoră și izolare internațională, precum și pregăti contextul pentru alegeri prezidențiale libere și corecte. Se confirmă încă o dată cele două calități remarcabile ale Maiei Sandu, să pună coarnele în pământ atunci când nu trebuie și să bage coada între picioare când trebuie determinare politică, a scris Octavian Țicu. Totodată și cei 14 deputați ai grupului parlamentar Pro-Moldova au menționat că vor semna moțiunea de cenzură pe parcursul zilei de miercuri. Contactat de postul nostru de televiziune, purtătorul de cuvânt al PAS, Aurica Jardan, a refuzat să comenteze declarațiile deputatului, iar șeful adjunct al serviciului de presă al guvernului, Marina Nani, ne-a expediat un comentariu în care se spune că executivul nu comentează acțiunile politicienilor care vor să iasă din umbra Maiei Sandu. Amintim că deputații platformei DA au semnat marți textul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Chicu și au solicitat ajutorul foștilor colegi din blocul acum pentru a înregistra documentul în Parlament. Proiectul formațiunii politice cu argumentele despre motivele demiterii sunt expuse pe 12 pagini de text. De cealaltă parte, reprezentanții PAS au spus că vor decide sâmbătă dacă vor susține sau nu această acțiune. Pentru ca documentul elaborat de platforma DA să fie înregistrat în Parlament, sunt necesare 26 de semnături ale deputaților. Iar pentru ca executivul să fie demis, moțiunea trebuie să fie votată de cel puțin 51 de parlamentari. Anterior, opoziția a afirmat în nenumărate rânduri că actualul executiv nu a făcut față crizei sanitare, dar nici cele economice. Guvernul Chicu a fost instaurat în toamna anului trecut cu votul la 62 de deputați PSRM și PD. Au mai rămas puțin peste 3 luni până la alegerile prezidențiale, însă unele partide pun sub semnul întrebării desfășurarea liberă și corectă a acestora. Mișcarea politică Unirea susține că președintele Igor Dodon a întocmit deja un plan bine definit care are drept scop fraudarea scrutinului, iar unii lideri de partid spun că speculații vin chiar din partea alegătorilor.
Dis de dimineață, membrii mișcării politice Unirea au înaintat Comisiei Electorale Centrale un șir de soluții și cerințe, care, în vizorul acestora, ar favoriza desfășurarea unor alegeri democratice. Președintele partidului Valeriu Munteanu susține că Igor Dodon a început deja lupta pentru un nou mandat în fruntea statului, iar acțiunile acestuia sunt destul de vizibile chiar în Parlamentul de la Chișinău. În primul rând este vorba despre modificarea cadrului legal, înrăutățirea condițiilor de vot. Legea este deja în Parlament și noi ne așteptăm ca în lectura a doua să apară și alte boacăne acolo privind restricționarea dreptului la vot. Deja pentru lectura întâi în acest proiect de lege a încăput o mare enormitate și anume limitarea zilei de vot cu 2 ore. Munteanu crede că prin intermediul acestor scheme, Dodon ar limita dreptul la vot pentru o parte bună dintre cetățeni. Igor Dodon și Moscova din spatele lui mizează că după același model, în turul 2, vor putea să oprească de la vot 20, 30 sau 40 de mii de oameni care ar veni să voteze împotriva dumnealui. Totodată, unii membri de partid au tensionat procuratura și CEC despre unele speculații apărute în spațiul public, precum că în regiunea transnistreană a început deja mituirea oamenilor pentru alegerile prezidențiale. Zilele astea, câțiva cetățeni care au ieșit într-o conferință de presă au spus că au informații exacte din Transnistria, cum sunt pregătiți oameni, autocare, care vor primi câte 700 de lei. A crescut prețul de la 400 de lei din ultima campanie electorală. Oamenii au înțeles că pot să ia mai mult de la politicienii corupți și deja prețul este de 700 de lei. Contactat telefonic de postul nostru de televiziune, purtătorul de cuvânt al președinției, Carmena Sterpu, ne-a spus că nu comentează declarațiile formațiunilor politice. Amintim că joia trecută deputații din majoritatea parlamentară au votat în prima lectură mai multe modificări la codul electoral. Proiectul a stârnit critici dure din partea opoziției, care a declarat că documentul nu a fost avizat de nicio instituție internațională, iar unele prevederi nu pot fi acceptate deoarece vin să înscăuneze pe Igor Dodon pentru încă un nou mandat de președinție. Alegerile prezidențiale vor avea loc în data de 1 noiembrie. Un depozit cu materiale de construcție din Bălți a luat foc în această dimineață. Flăcările au mistuit totul în calea lor pe o suprafață de circa 200 de metri pătrați, iar fumul negru a acoperit toată regiunea. La fața locului au intervenit 4 echipaje de pompieri. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au reușit să localizeze focul înainte ca flăcările să distrugă depozitul în totalitate. Nimeni nu a avut de suferit. Circumstanțele și cauza producerii incendiului vor fi stabilite. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii au intervenit în peste 30 de situații de risc. Spectacol astronomic deosebit văzut noaptea trecută pe cer de către locuitorii capitalei. Un coleg de-al nostru a surprins imagini impresionante cu o cometă care poate fi observată cu ochiul liber. Corpul ceresc descoperit la începutul anului poate fi văzut deasupra orizontului nord-vestic. Portalul astroinfo.ro scrie că în perioada 11-24 iulie cometa poate fi observată întreaga noapte. Totodată, în această perioadă, luna va fi uneori pe cer în același timp cu cometa, iar cea mai optimă perioadă de observare a acesteia, fără ca luna să deranjeze prea tare, este 15-25 iulie, susțin specialiștii. Totuși, pentru observarea în detaliu a coamei cu nucleu, dar și a cozii și structurii cometei, se recomandă utilizarea unui binoclu. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Dorina Gherganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!